De ce ai nevoie de un website pentru afacerea ta? Un articol de blog prezentat de www.magic5.ro. Iată 5 motive pentru care să îți faci un website pentru afacerea ta, plus încă unul pentru care să nu o faci. Faptul că internetul a revoluționat majoritatea industriilor preexistente nu este un secret și dacă ar încerca să fie, nu ar fi unul bine ținut. Cu toate acestea, încă sunt oameni care sunt reticenți să se alăture mișcării online, refuzând să își aducă afacerea la următorul nivel prin înființarea unui website. În acest articol voi încerca să expun cât mai clar motivele pe care le considerăm că un website este esențial afacerii tale, de asemenea vom expune și singurul motiv de a nu avea un website în ziua de azi. 1. Percepția potențialilor clienți asupra afacerii tale. Credibilitatea oferită de un website bine structurat și plăcut vizual este o unealtă foarte potentă ce servește ca o primă impresie asupra afacerii tale. Cu toții suntem conștienți de importanța primei impresii și cum poate determina aceasta o relație ulterioară. Înainte de explozia internetului, o carte de vizită rafinată avea rolul de a oglindi profesionalismul firmei într-un mod relevant timpurilor. Timpurile s-au schimbat însă, iar noi suntem de opinie că un website de calitate are un impact mai direct și exponențial comparativ cu înmânarea unei cărți de vizită milioanelor de potențial clienți ce accesează internetul în fiecare zi. 2. Creșterea notorității brandului tău. Multă lume este familiarizată cu termenul de notorietate a brandului sau brand awareness. Aceasta face referință la numărul de persoane conștiente de existența afacerii tale. Notorietatea unui brand, în ziua de azi, este o consecință directă a prezenței sale în mediul online. Un studiu de caz realizat de jurnaliști de la Pew Research Center relevă, fără echivoc, următoarele date pe care ar trebui să le pui în balanță în procesul de decizie care privește investiția într-un nou website pentru afacerea ta. 59% din consumatori petrec cel puțin 10 ore pe săptămână online, 34% din consumatori petrec mai mult de 20 de ore pe săptămână în mediul online, în timp ce 91% dintre consumatori folosesc internetul pentru a descoperi noi afaceri locale. 93% dintre consumatori folosesc internetul pentru investigarea unei afaceri înainte de achiziția unui produs sau serviciu, iar 64% dintre consumatori preferă să cumpere de la firme pe care le pot contacta online. Ce este foarte important este că 92% dintre consumatori preferă să primească informația direct de pe website-ul companiei și nu de pe paginile lor de socializare precum Facebook, Instagram sau LinkedIn. Este mult mai mult decât evident că marea masă a consumatorilor la nivel global au făcut tranziția de la vechile modalități de consum la cele actuale. Întrebarea noastră este următoarea. Dacă nu dispui de un website încă, tu de ce nu o faci? 3. Potențial de creștere organică. Creșterea organică consistentă este visul oricărui antreprenor. Acumularea constantă a clienților noi ar trebui să fie o prioritate pentru orice tip de afacere, aceasta fiind esența longevității sale. Prin crearea și optimizarea suficientă a unui website, aceasta are șanse mari să se distanțeze de competiție și să devină cea mai căutată opțiune în domeniul său de activitate. Printr-o combinație de estetică plăcută, funcționalitate și tehnicalitate, un website are potențial de creștere infinit și nedefinit. Oricât de mare sau de mică ar fi firma, întotdeauna este loc de mai bine odată ce implementezi internetul în planul tău de afaceri. 4. Comunicare eficientă în relația afacere-client. Comunicarea este cheia. Sună clișeic și ca orice adevăr fundamental, chiar este. O comunicare eficientă între client și firmă poate ajuta nu numai la reîmprospătarea constantă a relației dintre firma ta și consumatorii de care depinde ea, dar poate duce la acea creștere organică menționată anterior prin simplu fapt că un client satisfăcut e un client ce va recomanda serviciile tale mai departe. Totodată, răspunsurile la întrebările frecvent adresate pot fi afișate online, pe website-ul afacerii tale. Acest mic detaliu îți poate economisi multe ore prețioase din timp, cât și de mult stres inutil, eliminând nevoia de a prelua atât de multe apeluri sau de a răspunde la e-mail-uri atunci când timpul tău poate fi valorificat într-un mod mai productiv. 5. Deschiderea către cea mai profitabilă metodă de publicitate plătită, și anume publicitatea online. În caz că nu erai convins de potențialul de creștere pe care ți-l poate oferi un loc bun în algoritmul unui motor de căutare și creșterea organic ce vine cu teritoriul, un alt avantaj al construirii unui site e ușurința de promovare a brandului prin publicitatea plătită în mediul online. Vechile metode publicitare sunt pe cale de dispariție, iar colosul ce va rămâne în picioare după extinția lor este noul mod de publicitate plătită online. Mult mai accesibilă decât predecesorii săi, această formă de publicitate relativ nouă nu impune un buget minim pentru a-ți garanta un rezultat favorabil și are un demografic mult mai larg și ușor de atins. 6.
Website-ul tău în sine poate fi monetizat. Scopul principal al oricărei afaceri este profitabilitatea. Pe lângă avantajele care are legate de promovarea afacerii, website-ul tău poate fi transformat într-o unealtă monetizabilă ce va produce venit pasiv. Pe lângă exemplele evidente de a plasa reclame plătite pe website prin una din numeroasele platforme dedicate specific acestui lucru, există și modalități mai simpliste și proactive de a-ți monetiza site-ul. Una dintre ele fiind chiar închirierea propriu-zisă a spațiului publicitar de pe site, lucru ce s-a dovedit a fi foarte profitabil în istoria relativ recentă a internetului. Un student american, încercând să-și câștige existența online în timp ce urma cursuri universitare, a deschis un website format din 1 milion de pixeli, fiecare fiind pus la vânzare la modesta sumă de $1. Site-ul a fost un succes imens, transformându-l pe student în milionar. Pentru cei care sunt curioși de cum de website-ul care a făcut istorie pe internet, puteți să accesați www.milliondollarhomepage.com. Acum că am enumerat și argumentat motivele principale pentru care un website poate adăuga valoare afacerii tale, haideți să ne uităm și pe cealaltă parte a spectrului și să ne amintim motivul principal pentru care nu ai vrea un website pentru firma ta. Nu îți plac banii. Înțeleg, materialismul nu aduce fericirea, iar banii sunt doar o unealtă pentru divizarea socială a claselor, fapt ce duce la emoții negative în climatul socioeconomic global. Ai foarte multe motive pentru a detesta banii și a sta cât mai departe posibil de ei, pentru toate ororile istorice comise din cauza lor. Totodată, cu toții știm vechiul proverb ce compară banul cu ochiul unui anumit personaj, cu o reputație destul de negativă. Sunt foarte multe motive bine argumentate pentru care puteai alege să nu te asociezi în mod direct cu banii și respect asta, fapt pentru care am inclus acest motiv relevant deciziei de a nu-ți expune prezența firmei tale în mediul online. Lăsând orice fel de ironie la o parte, sper că am evidențiat suficient de mult necesitatea unui website atașat afacerii tale în zilele de azi. Competiția, de altă dată, s-a mutat în mediul digital, iar luptele pentru profit se duc diferit astăzi. Consumatorii din ziua de azi au foarte multe opțiuni disponibile când vine vorba de orice produs sau serviciu pe care și-l doresc, iar treaba afacerilor a evoluat de la a fi niște simpli furnizori. Un simplu produs satisfăcător nu mai este suficient pentru a rezista în piața competitivă de astăzi, fără adaptarea la noile condiții socioeconomice ce au în spate internetul, gigantul val ce va schimba jocul pentru totdeauna. Știu că această realizare poate demoraliza mulți antreprenori din a-și încerca norocul în noul mediu economic digital, dar nu ar trebui. Întotdeauna vor exista opțiuni de capitalizare a unui val și întotdeauna vor exista profesioniști ce vor ști cum să facă asta. Dacă îți dorești să faci pasul spre viitorul prolific al afacerii tale, suntem aici să te ajutăm pe tot parcursul drumului. Tot ceea ce trebuie să faci este să intri în contact cu noi, fie folosind pagina dedicată de pe website-ul nostru, fie sunând direct la 0729 727232.